chiar într-o măsură mai mare decât parlamentarii, cerințelor oamenilor din comunitățile lor. Un primar și un consilier local reprezintă autoritatea cea mai apropiată de nevoile reale ale oamenilor. Noi, cei din filiala Prahova, Partidului Mișcarea Populară, considerăm că aleșii locali reprezintă coloana vertebrală a Partidului Mișcarea Populară, iar activitatea lor este esențială pentru relansarea partidului. România respectată înseamnă și autorități locale care își fac datoria față de comunități, cu respect pentru oamenii din aceste comunități. Așa cum am spus și în campania electorală de la alegerile locale, Partidul Mișcarea Populară Prahova va susține orice inițiativă și orice proiect care vizează dezvoltarea comunităților prahovene și care duce la îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Facem acest lucru indiferent de culoarea politică a primarilor din localitățile respective, acolo unde avem reprezentanți în Consiliul Local. De asemenea, ne opunem oricărei inițiative și criticăm orice inițiativă care face rău comunităților locale, indiferent de culoarea politică a primarului respectiv. Astfel avem la nivelul Consiliului Județean și la nivelul Consiliilor Locale, acolo unde avem reprezentanți, o listă de priorități obiective pe care le urmărim și pe care le susținem. La nivelul Consiliului Județean ne batem pentru acele proiecte care sunt prinse în programul nostru electoral de la alegerile locale și pentru care am câștigat încrederea prahovenilor prin vot, cu prioritate. Extinderea rețelelor de gaze naturale în toate localitățile din județul Prahova, precum și extinderea rețelelor de apă, canalizare și iluminat, și de asemenea realizarea cu rapiditate a variantelor ocolitoare Bănești-Valea Doftanei, Bușteni-Azuga, Păulești-Mizil și Vălen de Munte. Mai ales că trei dintre ele reprezintă variante de eliberare a traficului de pe DN1 în lipsa autostrăzii Comarnic-Brașov. De asemenea, susținem includerea în PNRR a autostrăzii Comarnic-Brașov, deoarece este foarte esențială pentru România și pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei, unde știți și dumneavoastră că dacă plecați în weekend, faceți 3, 4, 5, 6 ore. La nivelul comunelor, facem demersuri pentru realizarea proiectelor de investiții importante pentru aceste comunități. Și am să vă dau două exemple. În comuna Drăgănești, unde avem și viceprimar PMP, ne batem pentru finalizarea și finanțarea lucrărilor de canalizare și alimentare cu apă și modernizarea școlii. În comuna Teișan ne batem pentru obținerea unei finanțări de 600.000 de lei pentru extinderea rețelei de apă și canalizare din satul Buchea de Sus. Referitor la Consiliul Local Ploiești, cu toate că noi nu avem reprezentanți în Consiliul Local, monitorizăm activitatea primăriei, pentru că și noi suntem ploieșteni și iubim Ploieștiul și ne preocupă problema salubrității și a mediului. Deși orașul Ploiești este unul dintre cele mai dezvoltate orașe din România, suntem cel mai poluat și cel mai murdar oraș. Sperăm că decidenții de la nivelul autorităților locale ale municipiului Ploiești vor lăsa la o parte orgoliile politice și vor acționa cu viteză maximă pentru a rezolva problemele legate de salubritate. Este adevărat că în ultima perioadă s-au mai ameliorat aceste probleme, dar situația nu este rezolvată pe fond.